În Poliția Câmpulung vor avea loc mai multe schimbări. Mulți dintre ofițeri, cât și cadre din rândurile subofițerilor, și-au anunțat intenția de a participa la concursuri pentru posturi mai bune în cadrul altor instituții polițienești, municipale sau județene. Unul dintre șefii de la Câmpulung, comisarul Aliodor Duță, a început încă de luni lucrul în cadrul secției 4 de Poliție Pitești. Acesta va ocupa prin împuternicire postul de șef al Biroului Ordine Publică. În locul său, la șefia biroului Ordine Publică Câmpulung, a fost desemnat subcomisarul Ionut Stan. Ascensiunea lui Aliodor Tuța a început în anul 2011, când a câștigat postul de șef de secție la Rucăr. A urmat rocada cu comisarul Marius Șendroiu, devenind șef la Ordine Publică. Asta s-a întâmplat în anul 2012, post pe care a activat până luni 9 octombrie. Deocamdată nu se pune în discuție un concurs pentru postul curent, acesta ocupându-l pe bază de împuternicire. Anul viitor se anunță un val de concursuri și rămâne de văzut care și cum se va înscrie.